Було надя мінятися. Балдін! Гадіть сваричка з цанастри. Біла мамі. Віні. Картофі сармалі, салати від варзи. Ла Софія хоче дякую тортин Андрому. Салатарі. Ведучи молодихне Ярошку фамилия Софія Шоу. Și noi cam totdeauna întârziem. Foarte mult am întârziat astăzi. Azi întârziem cu 4 ore. Că am avut multe chestii. Așa e când construim o casă. Și la casă trebuia să mă aduc și am avut și alte chestii. Și... Dar nu nimic. Aveam 2 zile înaintea noastră. Sperăm să măcar puțin să ne adihnim. E că deja ajungem. Da. Deja ajungem, acum și să vedem. Mergem pe drumul ăsta așa încolo, așa, 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 așa. Prin pădure o să trecem și o să ajungem la vila noastră. Sofia și Sala Nicolas. Și Nicolas, da, ne ducem. O să vedem, îi trebuie deja să distrez acolo, că ei au ajuns înaintea noastră. Sofia așteaptă ca să ne scăpăm. Fără 23 de grade, se începe a răci timpul și nu știm dacă ați născaldați voi azi. Alisa nu o să fie, Sofia. Sofia și Sara. Sara și Nicolas. Și Nicolas. Bine? Bine, Arena? Te salut! Arena și-a pus cea mai frumoasă rochie din garderobă. Ne-a spus că nu mergem la putea sau la cumătrii sau la nuntă. Da, da. Dar eu vreau, am zis că și așa copiii nu merg nicăieri, nici la o serbare, nimic. Intrăm în pădure. O să trecem printr-o porțiune de pădure, după care ajungem la căsuță. Vezi să fie un aer curat aici. Sofia și Ariana. Sofia și Ariana? Da. Ia să ducă, este cred. Luat apă, pâine. Am luat multe lucruri, avem acolo instrumente. Și cărciorul e plin tot cu mâncărică, apă pentru copii. La bazin. La bazin? Vrei la bazin? Da. E nu chiar așa, răcoare. Am amica părul, părul nu l-am arătat. A, da. Da, e... Coafura? Coafura și dinții, da. Făcut un upgrade. Alex greu? Da. Acum tata să-l ajute pe Alex. Haide, eu să o iau pe mare, tu pe cei mică, bine? O, și tu e cărucior? Eu nu mai avem ugeantă. Eu nu știu cum m-am încărcat. Trebuie să iau și asta de... Eu nu știu, acestea să le iau toate? Da ele, că dacă să băiască, să fie nevoie de ele. Alex a luat apa, totuși... Ariana. Ariana și-a luat... Acum și ați vedem bazin. Stai și ajungem. Și mama. Mama pe gazon merge că aici scări. Și eu merg cu două genți. Și suntem în drum. Apă, da. Aha. Sofia Nicolo, Sala Nicolo, Iculas Nicolo. Hai mergi. Nicolo, Micalas. Ca și căsuțele. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ultima căsuță mică este a noastră și ultima mare, acolo în dreapta, este a Sofiei. Ce e, Ariana? Ha? Da, acolo un păun. Aici un păun care el se aprinde noaptea. L-ați mai văzut și pe canalul meu ăsta. Și mergem să vedem dacă se scaldă copiii și să vedem ce face Sofia. A, ești la bazin. Ești la bazin. Ești în bazin, nu scăpați de... Ai înțeles tachetul? Da. Salut, Sofia. Văd că se va scalda deja, da? E rece apa? E rece apa? Da, da. Nu? Caldă. De mult neașteptat. Ați mâncat? Da. S-a mâncat, moca, bravo. Ai, bravo, da, am mâncat. Haideți să vă arăt și căsuța noastră.
avem air condition, asta în primul rând, pat, frigider, televizor, la televizor nu ne mai uităm noi, aici e dușul, așa un duș compact cu WC împreună, așa arată, e bine, pentru două zile e super. A, și este și o canapea aici, nu o să avem nevoie de ea, cred că. Sau o să dormim noi aici cu Ariana și Alex singur pe pătuc. Sau să vedem și ieșim din căsuță și vedem lacul aici. Salut! Salut, what's up? Țap. Cum? Nu v-ați săturat deja? Eu le-am și-am dormit. Voi sunteți aici, bravo, primii ați ajuns. Eu m-am culcat, am dormit. Și acolo că și Sasha cu Nicolas. Trebuie să o schimb, că vrei să băiască. Eu aduc aici și o schimb. Da. Ariana, vrei în bazin? Nu se bagă el. Alex, și tu în bazin? Dar n-am jalet cuț. Hai să te schimbi în maio. Hai să te schimbi în maio și... Hai de azi să schimbăm. Da, tu arătat căsuța? Da, super. E super, pentru două zile e super. Da. E un pic așa micuță, dar o să încăpem. La Ina e așa mare, acolo e cu două camere și plus living. La noi e doar o cameră, tot încăpem noi. Tot mai bine că este condiționer când e cald. Da, da. Tata l-a pornit și să răcească, că acum e cald în casă. Ia să vedem, tu unde e să dormi? Unde e să dormi? Da. E să dormi cu noi pe pat sau e să dormi singur aici? Azi dormi singur aici. Singur, da? Da. Și noi cu Ariana aici, da? Da. Pentru că el e și îngust patul. Da, nu e chiar mare. Da, e aici. E să dormi și tu mai confortabil și noi așa, dacă e să dormi aici. Da, cred că eu sunt cop. Bine. Uh-huh. Aici mama, Ariana și tata. Nu, aici noi lasăm că pe patru bine că... Da, să vedem, stai și... frigiderul. Lucrează măcar, stai să vedem. Da, cred că lucrează. N-am înțeles. O, de el e scos din priză, de ce? E, stai tata să-l pui în priză. Copiii s-au schimbat și sunt în bazin acolo. Și n-ai frig? Salut! Hai, noată, ține, noată! Super, noi nimeni, bazinul e tot al nostru. Nu dați capul de unul! Ale, deschide mâchi! El prima dată o sărit în așa adânc. Da. Copia, stai! Ne-am plâns la sărim! Trei! Bravo, bravo! Like? Bravo! E mai bine așa în apă, mi-e cald. Dar acolo e mai adânc, da? Acolo e mai adânc? Puțin, da. Dar nu trece de mine. Eu sunt picioare, de aia. E super cum e tare adânc și nu știi că-i poți. E la țacă. Hai înată, mama, ți ține și înată. Hai înată, hai înată. Yes, 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 Ariana înată. Hai, dau drumul. Hai înată, hai înată. E ca cu ștantina să ducă dese pe umeraș, care spun. Stai, ține, mamă. Unu, doi, trei. Mulțumim, stai norunca, stai să arăt trepte și iasă. Stai cu șase, ia să-ți pui ochelari și sară, Alex. Da, hai, hai. Unu, doi, trei. Hai, și cu mâinile, așa. Bravo! Hai, nată, nată, hai, nată, hai, nată, hai, nată, hai, dă-te-mi picioare de mâini. Dă-i, 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 dă-i. Bravo, Ariana, bravo! Stemi, dar de colo nu-mi pindeți, nată. Wow! Ei, parcă merge, nu noapte. What? Te ajut? Da. Te ajut? Da. Hai, mama, să te pune așa. Hai, dă-te-mi piciorul și dă. Eu te-am zis, mă, eu
Și uite, nu mă nimic. Haide, haide, vin la mami. Vin la mami. Hai, vine, vine. Parcă e nișoară. Dar e nu noată, e merge. Dă-i din picioare. Hai, dă-i, dă-i, dă-i. Да? Ну что, его сорит? Да, сорит. Ну, веск. După базин un pic de relax. Așa, o gustărică, pe urmă să mâncăm mâncare, da? Poftă bun. Suntem seara deja. Cum ai căzut tu acum? Așa, drept. Stai, stai să arătăm încă o dată, stai. Apleacă-te, să-mi caz jos. Adică așa, adică așa noi am căzut. Acum o să ne ducem acolo, să vedem ce muzică se aude acolo. Eu, eu. Ariana, încât vrea? Da, salut! Salut cu chipsuri, salut! Uf! Aici Sofia cu Ariana s-au rătăcit un pic. Ce faceți voi în pădure? Noi? Da. Ariana, ce faci tu acolo? E cu uța. Uța? Da. Nicola stă spune uța, uța, uța. Uța, uța. Nicola spune. Nicola se plânge să ale. Nicola se plânge? Da. Băi, încerci să-mi dai capul. Capă. Te-ai întors invers, da? Da. Și mama încă a spus pauză. A, și mămica a spus pauză. Da. Aha. Și nu puteai să faci nimic, erai pe pauză. Da. Și eu așa am. Mică. Ariana, încet, încet. Încet, Ariana. Bună dimineața! Cine s-a trezit cel mai primul? Alex. Alex n-a dormit cu noi, a dormit cu fietele. Și primii s-au trezit copii. Hai, duceți să vă lăsați să fie, duceți. Tati cu mami se îmbrac și vinim. Bine? Du-te și la Sara, da. Du-te și vedeți unde. Nu e acolo, e acolo, în partea aceea. Ariana. Ai grijă de Ariana, da? Da. Dacă n-a să ne vedeți la masă, să veniți acolo. Ok. La casa. Copiii se duc. Vă îmbrăcați. Mm-hmm. Este ora nouă. Nu știu la ce ori ne-am culcat, dar spre dimineață ne-am culcat. Și Sofia și... Nu Sofia, Ina cu Sasha tot așa. Nu știu, Sergiu, dacă ați vrea să trezească. Dar e și o priveliște. Super. Un aer curat. Foarte bine. Și nici nu ne foame, aș bea vreo cafea. Dar trebuie să ne ducem la masă. Mă duc să mă schimb. Plecă și Sergiu dorme. Bună neața. Somnă? Așa aer afară, așa e un aer curat. Super. Bună dimineața. Cum ați dormit? Bine în trei? Nicola s-a plâns. A plâns, Niki? Salut, țăr! Salut! 2 minute și eu m-am întors. La Alex, apoi la Sara, apoi la Sara. Și ați dormit bine? Ați încăput? Da. Ariana, ai venit deodată aici, eu înșept a plânge. Cum s-a trezit? Sofia! Bună dimineața! Sergiu nu vrea să trezească. Ariana, ce papi? Ariana, papi, uftim dacă doriți. Niki, ce papi acolo, Niki? Niki, de toate ce le-a încercat azi, ceva nu-i place lui tot. Poftim, poftim? Ce papi?
Aha, voi mâncați mai mult, ne spune, da? Aici deja noi am mâncat, mâncăm, adică Alex mănânci blinieli, tartini, ceai și iar blinieli, da? Nu vreau. El lasă fie cu ședii cu tartini într-o mână. Sara, tu ai mâncat? Gata, te-ai săturat? Sara, mâncat, am spus jumătate de oră, vin eu iar cu Sara. Aha, dar noi îți bem mai încolo și o cafea, așa? Poftă mare nouă! Mulțumim! Au venit, s-a trezit tăticul, ultimul, cel mai somnoros, cel mai lenos. Bună dimineața, a doua oară! Gata, noi am mâncat! Tot ce-a fost, am mâncat. Te duci să ieși tu să mănânci? Sunt ou ușor, este prăjit. Блинели cu dulceață, spaghetti, omelet n-a să-i placă, că e la cuptor de asta. Și ce am mai luat noi? A, tartine sunt. Cașcaval de cel care îți place, ți-i afumat și doctor. Și eu fost super. Și blinieli, și tartine, și omelet. Eu am cerut doar două tartine. Și s-a pus toată, ei, pe zăt. Ce grijă au de tine, nu ne-au pus așa. Au cerut două tartine și uite și asortiment i-au pus lui Sergiu. Că e ca ultimul, știi? El a cerut că acolo era deja închis. Poftă mare, știi? Mulțumesc. După masă, noi cu Ina am mai stat la vorbă dimineață, că noi aseară nu ne-am săturat. La ora jumătate la patru. Da, da. Și aici bărbații au grijă de copii. Salut! Ariana! Tare face Zofia! Și acolo și Sara. Oho, dar vă e bine. Atelia, dormim aici. Tu cum ai s-o trezit? Unde vă duceți voi? Unde vă duceți? Ariana, nu m-a avut cartofi și gata. Cartofi se fac? Doar cartofi? Da, stai. Și? Ați luat cartofi? Da. Care? Care este? Veniți și Nanu Jenia la noi. Și este cina acum și mergem să mâncăm. Alex, tu mănânci gălușii? Sarmale! Ți-ai luat cartofi, sarmale, salată din varză și... Acolo ce-i? Salată din legume. Ah, fructe. Din fructe, da? Să vedem Alex ce face aici. Salut! Deci vă culcați, da? Da. Noapte bună. Bun. Este deja seara târziu, să vă arăt cum doarme Alex și Sofia cu Sara. Toți împreună dorm. Dacă așa dorm, deja mâine dimineață o să-i trezim. Și aici suntem noi părinții, este ora 2 noaptea. Da, și noi așteptăm, da. Cât e ori? 2 și 12, da. Deja mâine Alex o să trezească, o să-l trimiteți la căsuța noastră acasă. Da. Noi suntem mai la vale. Neața Tunea. Neața. Este dimineața acum, ora 10. Și noi plecăm, a stat aici 2 zile. Ariana încă doarme la noi. Da. Și un pic răcoare, pentru că aici e Iazuș, pădurea. Așteptăm și pe Sofia și Nanu Jenia și plecăm acasă. Vrei să mai stai aici? Alex, i-a plăcut foarte mult aici, că dimineața și seara el se duce cu Sofia și cu Sara la mâncare. Singuri cereau mâncare, singuri se așezau, mâncau, da, ținți? Nici n-am reușit să filmăm. Ca oamenii maturi, da. Deja mâncau acolo, în trei. Da, da. Seara ieri i-am pierdut și ne ducem, mergeam cu Ina pe margine. Uităm, ei stau la ceai. S-au luat și napolitanele din casă. Stăteau și da, da. Savurau ceaiul. Care căsuță a fost a noastră? Ce număr? 7. Vine Sofia cu valiză. Sofia vine, da. Alex, gentleman, mă ajută pe Sofia. Bună dimineața! Gata de plecare? Da! Cum v-a plăcut aici? Da! Să mai venim?
Dar cum ați dormit noaptea aceasta? Bine? Bine, da. Nu mi-eram somn atunci când am vorbit cu Sofia. Ați discutat, da? Da. Apoi noi am vrut să dormim. Și ați spus, hai să terminăm vorba și hai să ne adormim, da? Da. Alex a dormit la Sofia în căsuță. Două zile, da. Prima zi Nicola s-a plâns și nu chiar am putut să dormim. Uh-huh. Dar a doua zi mai ușor a fost, da? Mai ușor, că Nicola s-a plâns. Și Sara, salut, Sara. Bună dimineața, Nanu Jenea.